Salutare prieteni, eu sunt AG Football și bine v-am găsit la primul episod de RPS 2017. Însă înainte de a începe acest episod, nu uitați să votați în linkul din descriere cu ce echipă vreți să fac carieră în PES 2017, dacă nu ați făcut-o deja. Și haideți acum să vă spun ce meci vom juca astăzi. Ei bine, vom face o prefață, ca să zic așa. Vom juca partida de mâine seară, Steaua Dinamo. Știți și voi, returul cupei ligii în tură. Dinamo s-a impus cu 4-1, să vedem ce va ieși în retur. Eu voi juca cu Dinamo împotriva Stelei și da, e un meci interesant, un meci chiar foarte interesant, după părerea mea. Sper să vă placă și vouă și nu uitați să-mi spuneți dacă vreți să mai fac episoade de acest gen în care să să prefacez meciurile din Liga 1. Aș vrea să fac o serie în care în fiecare săptămână să prefacez meciurile, să încerc să joc eu un meci înainte să vedem ce are și. După cum puteți vedea, Brănescu și Dielna nu joacă pentru că nu joacă nici în viața reală și n-ar avea rost să joc. Echipa noastră ar fi cam aceasta. Cred că o să joc pe Maiman la îngump, place destul de mult. Busulazic va sta în spate. Cecarelli ca right back, bă, nici nu știu la right back ce să zic. Totuși, Fili va juca, Nedelcearu, Hanca, Malangu, Palici, Nemes, da, Nemes clar este vârful nostru. A spus contra că va debuta Rivaldinho, poate îl bag și una a doua repriză, voi vedea. Totuși, în locul lui Malangu voi băga pe Claudiu Bumba și Malangu cam una a doua repriză. Iată și echipa Stileu, puteți vedea în stânga cu Alibec, De Amorim, Iacoliș, Boldrin, Achim, Pintili, Momcilovic, Tamaș, Bălașa, Pleașcă și Niță. Foarte bun acest Pleașcă. Și cam așa arată echipa, băieții. Haideți să dăm drumul la meci. Vom juca asta să vedem dacă este pus. Da, vom juca așa pe Professional, pentru că nu sunt prea bun la PES. Vom juca pe Arena Națională. Și haideți să dăm drumul la partidă. Steaua București, Dinamo, derby de România în PES 2017. Mamă, chiar am emoții, bă. Chiar am emoții. Acest meci va fi integral, cu siguranță. Am emoții pentru că nu știu ce se va întâmpla. Ia să vedem. Arena Națională plină ochi. 55.000 de oameni urmăresc acest meci absolut nebun. Să vedem ce va ieși. Începe meciul. Steaua cu primul atac. Bă, sper să se vadă bine. Sper să se miște bine. Asta mă interesează. Să nu am lag prea mare pe filmare. După cum puteți vedea, încerc să filmez în 1080p și asta e puțin mai greu pentru calculatorul meu. Nu mi-am schimbat calculatorul, este exact același, de-aia zic. Iată-ne acum pe noi la un atac. Hanca încearcă o pasă în istorie, atent. Fac, dar bine la o parte. Pintili. Blocat bine Pintili și iată-ne pe noi la atac. Pasta e pentru Adam Nemeț. Nemeț blocat bine. Da, și țin să menționez că joc pe tastatură, n-am un controller pentru calculator și e puțin mai greu pe tastatură asta, s-a pus pauză din greșeală. Așa. Palici. Antun Palici. Pasa lui Palici. Azer Buzulazic încearcă pasa la Adam Nemeț, însă este blocat bine. Iată-l pe Nemeț, aproape de o recuperare bună. Momcilovic. Steaua se încurcă, ați văzut același Tamaș care a greșit și în partida turii, era să o gafeze și acum, de fapt a gafat-o, dar nu ar mai ieși bine pentru ei, Nistor. Azer Buzulazic, Claudiu Bumba. Bumba pentru Nemeț. Încerc cu Nemeț o trecere în viteză, însă sunt din nou blocat bine. E diferit și PES-ul față de FIFA la aceste treceri, e altfel. Încerc aici o pasă la Hanca, din nou sunt blocat bine. Balon Angela, Florin în Niță. Bumba. O, Nemeș ce călcâi frumos. Palici blocat, din nou Palici. Steaua deocamdată văd că stă la cutie. Deocamdată steliștii nu ne atacă. Nu încearcă să profite de spațiile pe care defensiva noastră le poate lăsa. Însă oricum Cosmin Contra se vede că a pregătit bine această partidă. Nemeț. Frumos, balon Angelino la Dan Nemeț. Nemeț înapoi la Nistor, stâlpul din mijlocul terenului. Cel mai bun mijlocaș al lui Dinamo, cu părerea mea. Buzulazic. Da, Nistor încearcă un șut. O execuție însă slabă a lui Nistor. Nu prea le-am cu long shot-urile în PES. O execuție slabă a lui Nistor. Asta este prima noastră ocazie. Prima fază la care echipa noastră a încercat poarta. O pasă bună. Filip din nou acolo. Deocamdată Steaua nu are reacția. Mai jucat un meci înainte CFR cu Viitorul. Eram cu CFR și pur și simplu a fost dominat. Și de aceea
am lăsat pe Professional, m-am gândit că o să fie interesant. Nu să stea, v-am spus deocamdată, fără ocazie. Vlad Achim pasă pentru Denis Alibek. Iată steliștii încearcă să facă ceva, însă Dinamovici recuperează instantaneu. Hamă ceva. Nu, m-am gândit greu și Nistor pierde balonul. Se atinou pe Nistor, ce recuperare bună are Dan Nistor. Nistor blocat, blocat în momentul șutului. Ce era să pot și șuta cu Nistor. Vlad Achim. Bă, sper că se vede bine filmarea aia, să vedem. Adică dacă sper că se mișcă bine, asta mă interesează. Filmez cu Bandicam-ul, nu filmez cu OBS-ul. Pentru că OBS-ul cere mai multe resurse de la calculator pe care PC-ul meu nu le îndeplinește, din păcate. Bumba. Bumba, șuta lui Bumba în brațele lui Florin Niță, iată. Și Claudiu Bumba încearcă poarta. Florin Niță este însă atent și nu are probleme. Bușul a zis. Pleașcă, Steaua n-a ajuns la poartă în aceste prime minute. Poate acum, William de Amorim. Ușu de la distanță, ce intervenție are Peredo. Steaua periculoasă, Alibek o nouă execuție alături. Final de prima repriză pe Național Arena, 0-0. Iată, am dominat teritorial meciul, însă în ultimele 2-3 minute Steaua a avut două ocazii foarte mari. Cred că de Amorim, apoi Denis Alibek puteau să deschidă scorul pentru gruparea roșie-albastră. Însă Penedo și-a arătat clasa din nou. Foarte bun acest Penedo, părerea mea. Iată o pasă. Am încercat o pasă pentru Nemeth, însă Gabi Tamaș apare excelent. Fost jucător la Dinamo. Iată prima schimbare la steliști este Iacolis în locul să o intră Mihalcea. Îl văd și pe Reghe pe bancă. Așteptăm cu siguranță efectele acestei schimbări. Probabil efectele să fie bune. Nistor. Încearcă Bumba, o trecere spectaculoasă. Nu reușește acest lucru. Dinamo atacă. Cap, bun. Deposeda bine jucătorul meu, însă iată ne recuperând. Bușul Lazic. Nemeth. Nemeth blocat și probabil va fi corner, va fi corner probabil la această fază. Haideți să vedem cum voi bate acest corner. O să încerc ceva, o să încerc ceva nou. O să încerc o astfel de centrare. Nistor încearcă o centrare pe jos, însă da, n-a mers. Nu știu, v-am spus experimentation pace, nu mă pice prea bine. Să ia acum peste Rich, pot pleca pe contraatac, Denis Alibek. Pasă pentru Boldrin, puțin lag, îmi cer scuze, v-am spus, nu pot filma tot timpul. Să nu fie lag, însă sper să treacă acest lag, Tamaș. Tamaș, Hanca, mamă ce a făcut Hanca, nu s-a dat nimic. Jocul poate continua în opinia arbitrului de margine. Nu, greșim, greșim, greșim. Greșim din nou. Iată, acum să la o încercare de atac. Este anihilat foarte bine Antun Palic. De Amorim, foarte bine intervine William de Amorim. Nimeni însă acolo, asta mi se pare ciudat, nimeni la recuperare. Steliano Filip. Dinamo, un nou atac. Ha, Bușul Lazic, pasă pentru același Nemeth. Nemeth, cât de ușor e dat la o parte de Pintili. Cât de ușor e dat la o parte de Pintili. Florin Niță degajează. Vlad Achim, William de Amorim. Steaua atacă din nou, puțin lag acolo. De Amorim. Pe De Amorim. Pasă înapoi a brazilianului. Pleașcă. Pleașcă concentrare. Un șut de la distanță alături, șansă bună. Asta a fost o șansă bună a Stelei. Vreau să văd și cine a șutat. Nu-mi pot da seama însă după această reloare cine a fost cel care și-a încercat norocul la poartă. Haideți că voi face și o schimbare în atac. Iată și le-a intrat Florin Tănase. Vreau și o să bag pe cineva nou în atac, cred. Nu știu, parcă. Stai mă, cum fac? Așa, Nemeth. Parcă l-a scoate totuși pe Nemeth, n-a făcut prea mare lucru. Mă, cum fac să așa? Voi scoate pe Nemeth, cred că îl bag pe Rivaldinho sau pe Baob. Totuși îl bag pe Tyre Baob în atac. Și cum facem, mă, parcă pe E sau pe... Nu mai știu. Nu știu, haideți că îl scot totuși pe Pareș, că e numai impresionat. Îl bag pe Mai Malangu. Bă, și sper că aceste schimbări să ajute echipa. Iată, vedem cele două schimbări operate de Cosmin Contra. Văd că Malangu n-are game face, însă Baob avea.
Degajează Penedo, o partidă bună făcută și de Penedo. Mă mulțumește acest lucru. Iată-ne acum, Malangu cu viteza sa. Malangu întoarce mai Malangu până la Bușul Adzici. Bușul Adzici, ăsta-i faul, domn arbitru. Ăsta-i faul, clar. Ia. Ok. Nistor cu un șut, n-a fost rea ideea lui Nistor. Bă, cel mai plăcut meciul este că n-am putut ajunge la poarta Stelei. Am șutat numai de la distanță. N-am putut ajunge la poarta lor, ceea ce a fost foarte nasol. Poate acum. Încercăm o pasă. Ce pasă pentru Bauab. Taher Bauab. Ce ocazie pentru Dinamo. Ce pasă frumoasă primește Bauab de la Claudiu Bumba. Priviți încă o dată, minunată această pasă adâncime. Bauab preia însă Gabi Tavaș, pot spune. O salvează pe steaua Gabi Tavaș cu o intervenție fabuloasă. Corner. Va bate Hanga. Hanga concentrare. Nu era Bușul Adzici, scoateriță! Mamă, ce șanse! Ce șansă are Dinamo Niță! O intervenție superbă! O intervenție de lux! O intervenție de cinstele a portarului Sterling. Încă o centrare. Aceeași Hanga. Centrează pentru Bauab. Însă nu e nimeni acolo și iată-l pe Haleme din Noire. Fostul jucător al lui Dinamo acest Noire. Pierde balonul. Hanka. Hanka va centra cu siguranță. Hanka însă e blocat din păcate. Mingea este în aut. Este balonul Stelei și ne aflăm în minutul 83. În continuare scorul arată 0 în dreptul ambilor tabere. Însă au fost șanse. Și Steaua a avut șanse, însă și noi. Faul, domn arbitru, faul. Voi încerca o centrare de această dată. Faultul este cât se poate de clară. Claudiu Bumba a fost faultat de jucător stelist. Voi încerca o centrare cu Steleanu Filip. Filip cu o centrare nu era. Malangu însă nu nimerește balonul din păcate. Tamaș, Gabi Tamaș. Încearcă ceva Tamaș, blocat excelent. Minutul 88, autul Stelei. Meciul se îndreaptă spre un egal. Un egal frumos, un meci frumos a fost acesta. Însă din păcate nu s-a putut marca Mihalcea. Pintili. Pasă pentru Edinio Ere. Steaua atacă. O centrare. Ne apărăm bine. O pasă. Hai să mai încercăm noi un atac. Dinamo poate pleca prin un atac periculos. Pasă pentru Mai Malangu. Malangu printre picioare pentru Bumba. Bumba pentru același Malangu. Malangu, au venit musteriști. Hanka cu șut de la distanță. Prinde din nou Niță. Prinde Niță. Și se termină partida pe Arena Națională, dragilor. 2 la noi Steaua Dinamo. A fost un meci frumos. Un meci cu multe faze de poartă. Mai multe în dreptul nostru, ce e dreptul. Să și șteliști au atacat. Așa că băieții, ăsta este pronosticul meu. Va fi probabil un 0-0 între Dinamo și Steaua. Nu știu dacă va fi așa și în viața reală. Însă asta ne-a spus PES-ul. A fost un meci frumos. Bă, mi-a plăcut acest meci, sper că și vouă. Dacă vreți o serie de așa ceva în care prezicem rezultatele în fiecare etapă de etapă, să facem câte un meci, cel mai derbiul etapei, să zic așa, îl pot face. Pot face și pentru play-out și pentru play-off. Voi veți decide asta, dacă vreți sau nu asemenea serie. Nu uitați să votați în linkul din descriere cu ce echipă vreți să fac carieră, dacă nu ați votat deja. Cam atât pentru acest episod, nu uitați să lăsați un like, să dați un share dacă v-a plăcut. Eu am fost AG Football, toate bune, la revedere!